432. 432. Și 12 la pătrat din 529. Radical din 529. Și 4 ori 132 este 528. 528. Egal cu 1. Așa, ce e 1? Cât zice egal mai departe aici, Adi? Egal cu radical din 23 minus 1. 23 plus? Plus 1 supra 2 minus radical din 23 minus 1 supra 2. Egal cu radical din 24 supra 2. Adică? Radical din 24 supra 2, adică radical din 12, hai. 12 care face 2 radical din 3. 2 radical din 3 și din face? Minus radical din 11. Deci vine minus radical din 11. Așa, da? Radical din 11. Și atunci au va arăta. Rezultă au. Radical din 4 radical din 4 radical din 3. 4 radical din 11. Minus radical din 11. Scriem pe spate toată lumea, radical din 11 și plus ce am găsit de amocat. Plus 2 radical din 3, minus radical din 11. Și face egal mai minunat cu... Face radical din 4 plus 2 radical din 3. 2 radical din 3. N-are rost să mă doi fac cu mână. Dar trebuie să mă plăb și pe ăsta. Deci să-l așezăm și pe ăsta. Normal, sau... E tot compus. Tot compus și poate avem baftă să da. Hai să scoatem totuși o 2 minunat. Deci e ca Maria, zicem radical din 2 pe lângă. Radical din 2 pe lângă 2 plus radical din 3. Radical din 3. Care îmi face egal mai departe. Radical din fiecare. Vine radical din 2 pe lângă radical din 2 plus radical din 3. Și egal cu radical din 2 ori pe lângă. Și acum să muncim. Poate ce o acela. Ce-o cât este aici? Ce-o e pe pătrat? 4 minus 3 și face 1. Atunci vine radical din... 2 plus 1. 2 plus 1. Deci 3 pe 2. 3 radical din 4, adică 3 pe 2. Și plus, din cauza și astea, plus... radical din 3 minus 1, 2 pe 2, care îți face 1. Și egal cu 1 pe 2. Atenție, să nu uită. Radical din 1 pe 2. Era o greșeală. Că vine A minus C pe 2. Și acolo, cât am zis, 2 minus 1, 1, dați supra 2. Și egal cu? Egal cu radical din 2, care va în față, pe lângă, radical din numărător pe radical din viitor, deci radical din 3 plus pe 1. Plus 1 pe radical din 2. Pe radical din 2. Numai acest. Da. Și radical din radical din 2. Deci face radical din 3 plus 1. Plus 1. Iată ce formă frumoasă are au. Să scriem undeva sub, sau cum să știam da. Acolo, nu? Să scriem aici, undeva. Ca să nu știm. Ești mai arăt și pe o. Hai, poți și pe facem. E 56 la pătrat 3. Deci au. Cât ne-a dat au? Au ne-a dat radical din 3 plus 1. Radical din 3 plus 1. Asta este au. Bun. După ce am găsit pe A. După ce l-am găsit pe A, muncim pentru B. Da. B-ul este egal, hai să putrăm aici undeva asta, să nu mai... Deci B-ul egal cu radical din... Când băgăm sub radical acolo, nu vă aici nu m-am mai perceput să fac radical din radical. B-ul poate am baftă. Așa. Aici când nu lucrez, pe ăsta, radicalul ăsta suprapus. Păi da. Și poate e un pătrat perfect. 56 ori 56 ori 3, nu? Da, dă o numai de numeri. 9408. Poate simplific mai ceva că 97 câte? 97. S-a pătrat? Nu, 97. Mă întreb dacă 97 ar avea un divizor să scot ceva în față comun. Între 56 și 97. Aha, un divizor. 7 ori 8. 7 ori 8. Vă gândiți să aibă 7 pe 7.
Are pe 7? Nu are. Nu are. 7, de ce nu are? E 27. Nu are. 28. Nu are, e 13,5. Pe 11, nici atât, pe 13. Gata, da, e plin. Atunci nu ne rămâne decât 56 de radical. Da, așa facem, am și deci, hai să zicem, domnul Bahrein. Deci radical din, ne ocupăm de radical din 97, plus 56. Deci radical din 9,48. Radical din 9,48. Aici e mulțit cu 3. Da, 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 mulțit eu, domnul. Radical din 9,48. 9,400. Facem ce faci? 97. Ce egal cu radical din a? 97. 97. 9,409. Vai, 9,409, domnul Vesu. 108. Da. Și face 1 capul. Da. Face 9. Cam unul face ce cu ăsta așa? Are egal, grijă, un pătrat perfect. Trebuie să fie pătrat perfect, asta e. Altfel, dacă nu e pătrat perfect, nu mai ai șansă să trebuie. N-a s-a lucrat corect. Da. Și acum e ca radical din 98 pe 2, adică... 97 și până 98 pe 2. Adică 49. 49. Plus, sau ce avem? Da. Plus. Sănătos. 97 scăzut cu 6 pe 2. Adică 48. 48. 49 și 7. 7 plus... 48 e 4 radical din 3. 16 ori 3. 16 ori 3, așa e bine. Da. 4 radical din 3. Iată că l-am așezat pe ăsta care ne dădea. Și nu l-am făcut ăsta 7 plus 4 radical din 3? Adică... Nu l-am avut, nu? Nu l-am avut. Deci, practic, scriu aici 7 plus 4 radical din 3, bine? Fără fără, deschide pe sos. Da. Și era radical compus. Ai noi. Nu mai e radical compus ăsta? Nu, că nu e radical. Ba da. Ba da. Nu e radical, nu e radical. Și era radical compus. Exact. Și ea facem ce? Exact. E 49 minus 48, iar e 1 ce? Da. 49 minus 48 ce? Și vine radical din 7 plus 1, 8, 2, 4. Plus radical de 7 minus 6 pe 2, 3. 2 plus radical de 3 este 5 pe 8. Iar ce vom și pe B, egal cu 7 plus... Nu, nu, nu. 2 plus radical de 3. 2 plus radical de 3. Și știm și pe A și pe B. Și ne ocupăm de expresia E. Să calculăm G de A și B, ca de tipul egal cu B pătrat minus 4A, plus supra, plus B, minus A, minus asta o facem, nu? Aceea o facem, da. Ce va putea 0? 1. Minus 1, da? 1 se duce și facem practic B pătrat minus 4A, tot supra B minus A. Așa stai. Așa este expresia pe care o avem. Cu A și B-ul. Sigur că da. Dacă știm sau nu formule la radicale compuși acolo și dacă calculul facem cu precizie. Că dacă greșești la mulțire pe acolo și nu stă C-ul, te mai duci încă o dată, mai refaci, că ceva nu e în regulă. Dar cu ce vorbă de la B? Da. Deci trebuie să știm sigur că numai pe drumul acela trebuie să mergem. Altă variantă nu avem. Acum nu ne rămâne să înlocuim pe A și pe B și să vedem ce devine expresia aceea. Cine vorbește? Maria, care a mai vorbit. E de A și B. Egal cu? Egal cu 2 plus radical din 3 la a doua. Egal cu B-ul, care 2 plus radical din 3, totul la a doua, minus 4 ori. Radical din 3. 2 plus radical din 3 plus 1. Totul supra 2 plus radical din 3 minus radical din 3 plus 1. Dacă pun paranteză așa. Minus. Dacă nu voi pun, vine radical din 3 minus 1. Că minus 1 în față schimbă semnul. Tuturor termenilor de acolo. Ai grijă multe. Da? Și egal cu A din continuare. Egal cu 4 plus
și 4 radical din 3 plus 3, așa, minus 4 radical din 3 minus 4 supra 1. Supra nimic, supra 1. Atât. Supra 1 și care face egal. Egal cu 4 4 3. 4, 4, 3. 3. Întreptând 3 era, aparține lui 0. Probabil că... aparține lui 0. Zef, sau de el chiar. Foarte frumos. Da. Super. Deci s-a pus problema calculului cu radicale, făcând de calcul descurtat și toate lucrurile acele radicale compuși. Foarte frumos. Da. Da. 10 de la partea 41. 10 de la 41. Despăbuneți lucruri convenabil termenii. X la 3 plus X la 2 plus X plus 1. X la 3 plus X la 2 plus X plus 1. X plus 1. Deci ar fi funcționat? Egal cu X la 2 pe lângă X plus 1. X la 2 plus X plus 1. Egal cu X plus 1 pe lângă X la 2 plus 1. Și vedem X plus 1 de un factor. X plus 1 pe lângă X la 2 plus 1. X la 2 plus 1 descompune? Nu. Așa. Numai ce face. Dacă a fost X la 2 minus 1. Deci așa rămâne. 2x la 4 plus 4x la 3. 2x la 4 plus 4x la 3. Plus x la 2 minus 4. Plus x la 2 minus 4. Maria. Cum facem grupările? Adică 2x la 4 cu 4x la 3? Păi de când nu știu. Deci rămânem să analizăm. Hai, dar ce lucrează? O idee trebuie să vedem aici cum ne apare. Ce trebuie să facem? Și a doua x minus 2x. Deci prima cu? 2x la 3. Cu 2x la 3 scoatem un factor 1. 2. 2x la 3. Deci zicem 2x la 3 pe lângă Maria, pe lângă x plus. 2. X plus 2, da? Plus? X minus 2 pe lângă X plus 2. Și este egal mai departe. Iese în factorul comun X plus 2. X plus 2 pe lângă? 2X la 3 plus? 2X la 3 plus? X minus 2. Plus X minus 2, da? Da. Plus X minus 2. Egal mai departe, continuăm? Că nu se arată, nu e suficient atât. Deci, teoria spune că se așează în plus de factor de gradul 3 și de gradul 2. Cel mult de gradul 2, dar de gradul 3 nu-i bine să lăsăm așa. Mai ies un x din paranteza 2. Din paranteza 2 să mai facem și mișcări. Nu știu ce mișcări să facem, dar aș vrea. Dacă facem în paranteza a doua cu delta? Nu, grade. De gradul 3. De gradul 2. Ups. Da. Cred că așa crezi o lăsăm, domnul profesor. Așa crezi, da. Așa zic pentru ei, că n-au făcut să duc mai departe. Aici am un pic, chiar dacă îl dăm pe X, după aceea... Nu merge X, nu merge X. Da, o idee așa. Să-l lăsăm deoparte, să-l dăm pe 2 din x la 3 minus 1, dar e iară x la 3 minus 1. X la 3 minus 1 am formulă. Ai formulă, e formulă, dar 2 pe lângă x la 3 minus 1 plus un x, o să vină. Deci x la 3 minus 1. Și plus x-ul ăla care rămâne, știți? Da. Dacă îi grupăm pe cei doi, adică pentru ei cred că așa trebuie să rămână. Deci cum se rezolvă? Așteaptă mai băieți un pic. Facem niște tabele să vedem dacă... Acum să vă spun ca idee. De regulă partea asta, trebuie să admită că are decimile 1 pe 2, așa de gândit. 1 nu va să fie 2 ori 1, 2 și 1. 2 și 1 face 3 și minus 2 nu face 0. Minus 1 să fie. Minus 1 la 3 face minus 1, ori 2 face minus 2. Minus 2 face minus 4 și minus 1 nu merge aceeași. Când nu merge 1 minus 1, 2 la 3 și adunat și minus 2 nu mai merge.
cât privește fracții ca rădăcini, problema se complică de mă gândesc la rădăcini ca fracții. Exact, pentru ei cred că așa trebuie să rămână. E mai mult la... Deci nu, nu, nu pot să-ți întindă da. Prea mult. Exact. Așadar, rămâne varianta asta, să lăsăm așa. Da. Trei x la treia. Minus 15 x la doua. Plus x minus 5. X minus 5. Egal. Hai, probăm 3 x la treia. Să fac Maria acum, e rândirea. 3 x la doua pe lângă x minus 5. Deci pe 3 x la? A doua. A doua. Deci cine și cu ce vreți să fie cu problemă? Deci pe primul și cu? Cu al doilea. Da. Și zicem 3 x la 2. 3 x la 2 pe lângă x minus 5 plus x minus 5, în telefon. Da. Deci asta e cam mai departe. Eu? Da. X minus 5 pe lângă 3 x la 2. 3 x la 2. Plus 1. Plus 1. Da. Mai poți face ceva? Yeah. Așa e chiar. X la 5 minus x la 4. X la 5 minus x la 4. Plus x la 3 minus 1. X la 3 minus 1. Egal cu. Scoatem un x la 4 și îngrupăm x la 5 cu x la 4. Deci, din primii doi. Da. Așa să zicem, da? X la 4 pe lângă. X la 4 pe lângă x minus 1 plus x la 3 minus 1 ăsta. Visăm dacă aș putea să ai fac cu x minus 1. Să iau plus sunt x pe lângă. Știați formula. Știți. Ia plus b pe lângă. Aici pot să spun la a treia. A la treia minus b la treia mi-a trebuit formula. A la treia minus b la treia egal cu cine ești mai întâi. A plus b. A minus b pe la a doua. A minus b. Totul la a doua, pe lângă? Pe lângă a la a doua minus a b plus b la a doua. La ce grad ai ajuns? B la a doua. La ce grad ai ajuns acum? Fiind la a doua și chiar ca cu noi aici? Nu, nu la a doua, nu la a doua. Așa am zis și fără la a doua. A minus b pe lângă? A minus b pe lângă a la a doua minus a b plus b la a doua. Ca să te convinci, vrei să mulțim? Nu. De ce nu vreți? Nu, era minus a b. Păi, hai să mulțim mereu, vezi? Exact, e plus, e plus, e plus. Și atunci eu mulțesc, vine a la a. Era a plus b, probabil. Nu, Miruna, ia minus b în față, ia minus b, a la 3, minus b la 3, ia minus b în față, sigur. Ia minus b până că a la plus. Acolo are semnul schimbat, la prima paranteză. Când e plus, e plus, când e minus, e minus, e plus. Ca să nu ne certăm, mai bine mulțim și bine. A la a treia, minus a pătrat de, minus a... Nu bine, minus plus a b. Plus a b, minus a la a doua b. La doua b, plus a b la a doua, și minus b la a treia. B la a treia. Da? B la a treia. A, înseamnă că dacă e la a treia... Minus a pătrat b... A, aici dacă ar fi fost plus. Atunci ar fi fost bine că face a pătrat a la treia, da? Plus a la a doua b. Da, și acolo a b la a doua, domnul profesor spune. Și aici a b la a doua. Da. Și minus a la a, a la a doua b, minus, trebuie să-ți toți cu minus acum, da? Unul cu plus, unul cu minus, ca să reducă, nu? Și, nu, dar e perfect acum. Mm-hmm. Deci aici era cu plus. Da, deci în paranteza a doua e cu plus la formula. Am înțeles. Când era cu plus acolo, era cu minus acolo. Deci hai să ținem minte formulele astea, da? Nu, iar dacă... Când era plus B, a treia pentru a treia... Și tot în prima paranteză plus. A plus B pentru a doua minus a treia. Deci îmi ceva cu a minus a treia, sigur. Minuna. Eu așa fac. Minuna. Haideți să facem o legătură ca să ne ținem minte de acum. Deci plecăm așa. A la a doua minus b la a doua. A, repede. A la a doua minus b la a doua. A minus b plângă plus b. A minus b plângă plus b. A la a treia minus b la a treia.
este tot cu amuzbe. Am văzut acum. Da, da, da. Pe lângă A pătrat, plus A B, plus B pătrat. Da. A la A patra minus B la A patra. Ale le-ați învățat dumneavoastră. E altceva ce v-am învățat cu Petru Pascal, dar acum e descompunerea A la N minus B la N. Deci A la A minus B la A doua cu A minus B pentru că A la A cu tot cu A minus B. Și aici A descrește ușor și vine B-ul să-l ia și ala așa. Paranteza a doua, bă, că-i cu plus tot timpul. Asta vreau să-i spun. Acum A minus B pentru că A la A treia plus A la A doua B plus B la A B la A doua. Plus B la A, 3. Deci A-ul pleacă de la o putere cu unul mai mult, puțin, pentru că A-ul de aici la 1 cu A la 3 trebuie să facă la 4. Și A-ul descrește ușor, ușor. 3, 2, 1, nimic. Dar nu-i nici... B-ul spune, stai că ne ajungem. Vine B la 1, B la 2 și B la 3. Suma exponenților, deci trebuie să facă 3 tot timpul. 2 și 1, 3. 1 și 2, 3. 3, 3. Da. Și a la 5, hai să vedem, a la 5, minus B la 5, îmi spune A de acum. Păi A minus B plângă A la 4, plus A la 3, A B, plus A la 2, A B, plus A B la... Stop, 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 te grăbește. A la 3, A B, plus A la 2, A B. A la 2, A B la 2. Că suma trebuie să facă 2. Plus A la 3, A. Plus A, B la A, plus B la A, și numărul lor crește din ce ce mai mult, da? În general, A la N minus B la N, A la N minus B la N, începe cu A minus B, da? A minus B pe lângă. A la cât are, Maria? A la... E minus 1, cu o unitate mai mic posibil. A la N minus 1. Plus A la... Plus A la N. A la N minus 2. A o descrește, a fost 4, 3. A la N minus 2, dar vine B de la 1. Plus A la N... Minus 3, ori B la 2. Ori B la 2, și așa mai departe, plus B la plus B la ultimul. Plus B la N. B la... N minus 1. B la N minus 1. Uitați-vă, că la 5 s-a terminat cu B la 4. Și dacă avem A la 3 plus B la 3? Acum vreau să dau. E minus 1, da? Acestea sunt formulele. Vedeți că indiferent de indiferent de N, totdeauna am descompunere. Adică A la N plus B la N, totdeauna am descompunere. Dacă însă mă ocup cu sumă, A la a doua plus B la a doua egal semn de întrebare, n-ai o descompunere. Nu. Dar A la a treia plus B la a treia, ai. Deci de A plus B. A plus B, da. Pe lângă. A la a doua minus AB. Minus AB plus B pătrat. Da. Nu știu, așa. A la a patra plus B la a patra nu are. A la a patra plus B la a patra nu are. Nu mai este, nu le impare. Asta. A la a cincea plus B la a cincea are. Și vorba de A plus B pe lângă A la a patra. Vedeți? Și se ne alternează. Tot așa, A o descrește. Minus A. La treia ordine, plus A la a doua, B la a doua, minus A, B la a treia, plus B la a patra. A la șasea, șasea plus B la șasea, nu are. Dar A la șaptea plus B la șaptea, Maria îmi spune, e cam cu. A la... A la 6, minus... Așa, minus A la... A la A 5, B, plus A la... Patra. A la 4, B la... A doua. Minus A la 3, B. B la 3, plus A, plus A la 2, B la 4,
Așa. Minus A, B, la A, șasea. A la 5-a. Și plus B la A, șasea. B la 6, da? Și așa se continuă. 4 intrați, puteri pare suma. Nu? Nu are descompunere, la puteri pare are, are descompunere. Și acum efecționăm. Hai să ne faci la X. Hai să facem la X, a treia minusul. Egal acum cu X la 4-a. Călă de X minus 1 plus Adi. X la 3 minus 1, X la 3 minus 1 la 3. Ia la 3 minus pe la 3. Exact. Da, la 3 minus pe la 3, Adi, zi. Avem. Păi A minus B. X minus 1, Adi, în cazul nostru. Deci vine plus X minus 1. X la 2. Așa. Plus... X, și plus 1. Și egal cu, mai departe. Egal cu X la 4. Stop. Ce o să dăm? Comun este X minus 1. X minus 1 pe lângă X la 4 minus X plus 1. X la 4. Minus X la... plus X la 2 plus X plus 1. Plus X la 2 plus X plus 1. X la 4 plus X la 2 plus X plus 1. Cred că așa rămâne. Cred că așa rămâne. Eu am făcut și altceva. O secundă. Un pic merunat. Oare nu sesizăm ceva? Ai greșit. Hai să vedem. Nu. Dacă sesizăm ceva... X la 4 cu X. X la 4 cu X. O să dai X până X la 3 plus 1. Are făcut. Deci X la 4 plus X scoate pe factorul 1 pe X și vine X la 3 plus 1. Și X la 3 plus 1 are formulă. Are, dar X la 2 plus 1 e așa în gheață. Aia în gheață. Aia așa, trebuie să gătim. Și totuși, X minus 1 pe X la 4 plus X la 2 plus X plus 1. Dacă ar mai fi avut și un X la 3, dacă ar mai fi fost și plus X la 3, incorporat aici, ce ați fi sesizat? Deci dacă... eu pun întrebarea, dacă ar mai fost și un X la 3? Le-am un X la comun. În primii 2 X la 3 și de-aia plângi X plus 1. Deci dacă ar fi fost un X la 3, ai fost A la 5 minus B la 5, care face A minus B. X la 4 plus X la 3 ori 1 plus X la 2 ori 1 plus X la 3 ori 1 la... plus X. Și ăsta s-ar fi scris, dacă ai fost așa, strâns X, minus, X la 5 minus 1. Da. Dacă ar fi fost. Dar nu l-ar fi fost. Am făcut altfel și la tatăl. Cum ți-am făcut? Am pus pe primele două și da, am dat 4 deci, merge și pe varianta ta. X la 3-a. Deci avem cât aici? X la 5. Din primele două... X la 5 acolo, da. Din primele două, X la 5 minus X la 4, am dat pe acolo pe X la 3-a. X la 4. Nu, la 3-a. X la 3-a. Da. Și am pus X la 3-a plângă X la 2-a minus X plus X la 3-a minus 1. X la 2-a minus X pe lângă X. X la 2 minus X, așa, plus X la 3 minus 1. Așa. Am dat acum X la 3, din toată aia, că avem 2X la 3 acolo. Stai. Ai de prima. Ești aici. Hai să luăm încă. Deci luăm pe X la 5, minus X la 4, plus X la 3, minus 1, egal cu. Este dat X la 3 acolo. Deci se dă maxim. Dar tu ai dat așa, ce ai vrut tu. Deci X la... 3 pe lângă X la 2 minus X. Plus X la 3. Plus X la 3 minus 1. Minus 1. Dacă era mai puțin X la 3, atunci a văzut cu altul 1 cu altul 3. 1 cu altul 3. Tu vrei pe primul cu altul 3, da? Hai să mergem și pe partea. Primul cu altul 3, așa a fost X la 5 minus X la 3. X la 3 pe lângă X la 2 minus 1. Corect. Plus...
Unde e plusul, domnul profesor? Acum nu, acum aici mi-a rămas minus x la 4-a minusul, scot pe minusul factor. Da. Vin x la 4-a. Plusul 1. Și x la 4-a plus 1 așa în viață. Deci așa lăsăm, înseamnă că n-are altă. Deci, singura variantă a fost asta, să zicem că din primele două spate pe x la 4-a. Că x la 3-a e descompunere, formula. Exact. Deci autorul asta o vrut să vadă. Că orice altă descompunere, orice altă manevră face, nu mai mai duce. Nu, nu mai reușit. Da. Hai să vedem. Altul. 16 la pagina 42. 16 la 42. Care sunt cum? Calculați A mare egal cu modul din. Calculați. A mare egal cu. A mare egal cu. Modul din. Radical din 2 minus radical din 3. Radical din 2 minus radical din 3. Plus. Radical cu modul din. Radical din 5 minus radical din 3. Minus. Modul din, radical din 2 plus radical din 5. Cine vă trece? Tu. Cine? Egal, mi-a dat, te rog. A egal cu radical din 3 minus radical din 2. Deci aici este negativ, schimbăm semnul. Plus radical din 5. Deci vine radical din 3 minus radical din 2. Plus radical din 5 minus radical din 3. Minus 3 egal din 2, minus 3 egal din 5. Și egal cu radical din 3 cu minus 3 egal din 3 se duce. Da. Plus 3 egal din 5 cu minus 3 egal din 5 se duce. Da. Și avem minus 2 egal din 2. Răspuns corect. Minus 2 radical din 2. A, deci aici nu deci minus 2, dacă știi, să explicezi motorul. Exact. 2 radical din 2. Adică când e negativ, schimbăm semnul. Pozitiv, când poți rămâne așa. Corect. 17 de la pagina 42. 17 ceva? 42. Știm că A este egal cu radical din 1 plus radical din 3 la a doua. 1 plus radical din 3. Tot la a doua. Tot era așa. Și venit egal cu modul din. Modul din. 1 minus radical din 3. Să se determine media geometrică a numerelor. Media geometrică e egal cu cine? Aia e egal cu 1 plus radical din 3. Dar nu mai amintesc că radical din 3. Aia e egal din A ori B. Radical din A ori B. Asta e, da? Deci media geometrică. Media geometrică înseamnă radical din A ori B. Media aritmetică. Radical din X minus cos radical A plus B pe 2. A plus B pe 2. Și rămân o inegalitate, mai aș media armonică. Nu, cum? Media armonică. Media armonică. Mai e între media geometrică și media aritmetică. Geometrica e cuprinsă între astea. Geometrică. Da. Deci, armonica înseamnă așa 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Deci media geometrică e radical din produs, media armonică, media aritmetică e A plus B pe 2 și armonica așa. Și media armonică se notează cu mh. 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 H mic. Și la aritmetică m. A. Geometrică mh și la aritmetică m. A. A. Și atunci, ce inegalitatea care e cunoscută este asta. Că media aritmetică e mai mică decât media geometrică, care e mai mică decât media armonică. H. Este inegalitatea foarte des folosită și sursă pentru foarte multe inegalități. Deci media geometrică e cuprinsă între media aritmetică și media inegalitatea medilor. MH mai mic egal decât MG mai mic egal decât MA. Păi, hai să vedem. Să demonstrăm. Deci, vom arăta că A plus B supra 2 e mai mic egal decât radical din A ori B, care e mai mic egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Nu? Asta ar trebui să arăt. Da. După cum am zis eu. Da.
echivalentul. Hai să ne ocupăm de asta. Membru stâng. Cum ați face? Ca să arătați asta. Am ridicat ambii de drept. Pentru că mai fac o precizare. A și B din el plus. Deci trebuie să fie el plus stan. Adică fără zero. Trebuie să fac precizarea asta. Numai cu numere pozitive. Că nu are rost să radicalul acolo la un moment dat. Deci pentru prima am ridicat ambii membri la pătrat, nu? Da. Și cât ar fi? A la 2 plus 2, B plus B la 2. Deci vine A plus B pe 2, totul la pătrat. Ar trebui să arătăm fine mică egal decât A ori B. A ori B. Avem A la 2. Echivalent, cum a spune. A la 2 plus 2, A, B plus B la 2. A la 2 plus 2, A, B plus B la 2, totul supra 4, fine mică egal decât A, B. A, B. Amplifică aici cu 4. Nu știu ce va duce spre... A la 2 plus 2 plus 3 la 2, mai mică decât 4 AB. Mai mică decât 4 AB. Și duc pe 2 AB în stânga, pe 4 AB în stânga. Pe la 2. Și vine A la 2 minus 2 AB plus B pătrat, mai mic decât decât 0. Și la ce mă duce? Ca A minus B, A minus B totul la 2, mai mic egal decât 0. Așa, A minus B totul la 2, e mai mic egal decât 0. Fals. Înseamnă că am greșit noi. Tu au dreptate. Eu au dreptate, deci media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică și mai mare egal decât media armonică. Deci așa ne-am putut da seama rapid. Corect. Și mai vreau să vă spun că demonstrația putea să înceapă și așa. Este cunoscut că radical din A minus radical din B totul la pătrat, e mai mare egal decât 0. Da. E ceva la 2. Și când e la pătrat, urmează. Eu mă fac la pătrat înseamnă A minus de 2, ori prima parte 2, 2 radical din A ori radical din B 2 AB și plus B, mai mare egal decât 0. Da. Și asta, duc 2 radical din AB în partea cealaltă și urmează A plus B, mai mare egal decât 2 radical din AB. Și iată parte din 2, ceea ce înseamnă că A plus B pe 2, e mai mare egal decât radical din A ori B. Adică, într-adevăr, media aritmetică e cea mai mare. Și mai mare decât media geometrică și mai mare decât media armonică. Altfel spus, media aritmetică lucrează ca un majorant. Adică ce înseamnă majorant? Pentru celălalt. Iar media armonică ca un minorant. Corect. Deci ordinea este asta, că media cea mai mică este media armonică. Armonică. Geometrică. Așa. Deci asta ar fi corectă. Da? Deci am, deci am vrut să o demonstrăm ca să cumva să greșim. Acolo, egal, cu 1 plus... Ne facem mai greșit, vreau să facem media geometrică, da? Da, da. Să facem, ar cu cine e egal? Egal cu 1 plus radical din 3. Nu scoatem modul? Nu, că e pozitiv. Okay. Deci putem scoate modul și constatăm că în final e pozitiv și atunci rămâne așa. Deci A egal cu 1 plus radical din 3, iar B-ul este egal cu... Radical din 3 mai mare. Păi... Și atunci e radical din 3 minus 1. Deci B-ul va fi radical din 3 minus 1. Iar media geometrică, în condițiile astea, media geometrică va fi radical din produsul lor. E bucuros că zici bine, domn profesor. Mai lasă mă trebuie să te bucure într-o atâta încât să... Ce? Sucru la îndemână, să știi. De ce la toată lumea? Radical din 3, așa. Radical din 3 plus 1, pentru că radical din 3 minus 1, da? Da. Deci face radical din 3 plus 1. Pe lângă radical din 3 minus 1. Și cum e egal la din? Și face... Aia nu e radical din 2. Radical din 9, nu? Face 3 minus 1, radical din 2. Asta este răspunsul. Radical din 2. Când vom face radical din 9, bine? 3, A 3 plus... Minus. A plus B pe lângă A minus B, la cealaltă A minus B la 2, deci vine 3 minus 1, face 2. Radical din 2. Sub radical din 2. Treaba asta, deci radical din 2. Corect. 21 la partea 42.
Dacă am mic, aparține intervalul închis, minus 2, 3. Minus 2, 3. Și A... Închis, da? Închis, închis. Ambele capete. Da, da, da. Și A plus 2 pe 5 egal cu B. A plus 2 pe 5. 2 pe 5. Nu, nu, A plus 2, totul pe 5. Aha. A plus 2, totul supra 5. Egal cu B. Egal cu B, de o cui aparține, nu? Deci A e aparține intervalului, B este egal cu asta, atunci expresia E mare egală cu... Expresia E mare egal cu... Radical cu 1. A la a doua plus 2AB plus 4A plus 4. Deci radical din A la a doua plus 2B pătrat. B pătrat. Plus 4A plus 4. Așa, mă. Plus radical din... A la a doua, plus 2b pătrat, minus 6a, minus 4b plus 11. Minus 4b plus 11, are valoare constantă. Egal? Constantă. Dar același număr, adică nu? Tot. Adică e un număr constant. Da, cu cine da. Este egal? Păi atunci pe B luăm, am în două situații, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Dar nu spune că este mai probabil. Ăla pe B în funcție de A și nu luăm imona. Deci, atenție, nu e vorba de faptul că imona natural sau întreg. Tu te-ai gândit să le iei acolo pe numele întregi. E greșit. Nu este rata asta, nu este un cremânia de aici. Mulțumesc, numărul real. Deci A o să plimbă între minus 2 și 3. Iar B-ul este de forma asta. A plus 2 pe 5. Eu nu ce ai propus să facem. Să zicem că A este egal cu 5 minus 2 și îl luăm pe... facem toată foaia în B și îl aflăm pe B. Și totul să fie numai în B. Da. Da, deci asta ar fi idealul lui Miruna. Totul nu e zero egal cu plusul extremelor, de-aia au scos acolo A egal cu 5B minus 2. Am înțeles. Și să fie expresia aceea numai în funcție de B. Da? Să lucrăm. Dacă atât ar fi. Deci A e egal cu, spuneți voi, 5B minus 2 și atunci expresia e, va fi egal cu radical din, vorbește Maria. Radical din A pătrat adică unde A 5B minus 2 la pătrat plus da. Plus 4 pe lângă 5B minus 2. 5B minus 2. Plus 4. Plus? 4. Plus unde suntem? Plus, am zis, da, 2 pe 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 și plus 4A plus 4A. Nu cred că e bine. Plus 4A plus 4. Plus 4A plus 4. Așa. Plus 4. 4. Plus. Și plus radical din... 5B minus 2 totul la pătrat. Plus 2 pe la 2. Da. Minus 6 pe lângă 5B minus 2. 6 pe lângă 5B minus 2. Minus 4B plus 11. Minus 4B plus 11. Egal. Ridicăm aia la pătrat. Păi ce am să vă numesc și mici zi? Din 25. Păi A la 2 plus 4 plus 4, domn profesor, eu te-ați fă un pic. A la 2? A la plus 4, a plus 4, nu dacă așa mă cert, așa am făcut.